Încă 121 de locuri noi de muncă sunt vacante în județul Mehedinți. Mai multe detalii sunt disponibile la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, care se adresează șomerilor indemnizați sau neindemnizați. Persoanele interesate au la dispoziție 121 locuri de muncă vacante care pot fi consultate la sediile Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți. Ajutor de bucătar 1 loc, agent de intervenție 1, agent de securitate 2, bucătar șef 1, bucătar 8, barman 5, coafor 2, consilier juridic 1, dispecer 2 locuri, electrician întreținere 1, femeie de serviciu 2, finisor hârtie carton 1, frizer 1 loc, frezor 1 loc, gaterist 1 loc, inginer construcții civile, industriale și agricole 1, inginer mecanic 1 loc, instalator instalații tehnico-sanitare și gaze 1 loc, îngrijitor clădiri 3, lăcătuș mecanic 21, lăcătuș construcții metalice 1, lucrător comercial 2, medic primar 1, menajeră 1 loc, mecanic utilaje 1, macaragiu 1, mașinist podrulant 1 loc, muncitor necalificat în diferite domenii de activitate 8, necalificat în construcții 7, operator calculator 2, ospătar 9, pizar 5 locuri, recepționer hotel 1, șofer 10, sudor 2 locuri, stivuitorist 4, săpător manual 2, tractorist 4 și un loc de zugrav. Cei interesați pot consulta atât ofertele de muncă cât și cursurile de formare profesională la sediul AJOFM din municipiul Drobeta Turnu Severin, dar și în Orșova, Strehaia, Baia de Aramă, Vânjumare și Comuna Cujmir.